Bună dimineața, prieteni! Bună dimineața! Prieteni, este dimineața pentru că ne-am trecit așa bine cu poftă de muncă, copiii la școală. Eu am acum am de treabă. M-am trezit bine așa, cu forță. Să vă arăt și vă cum au reparat eu roba asta aseară, aseară la bec. Când am scos-o afară la oameni cu gunoiul, mi-au format-o. Am făcut-o și eu cât de cât am putut. Am legat-o, am strâns cu patentul sârmele. I-am făcut o grămadă. Bine că merge, n-are treabă. Alta nu puteam să mai cumpăr acum pentru că roba îmi trebuie. O să-mi trebuiască... să mai îmi fac treaba cu ea. Ce improvizații am făcut. Deci m-am făcut la mâini, m-am tăiat toată. M-am tăiat la degete. De la sârme, de la alea din us. M-am ciuruit toată de mâini. Am legat, am improvizat. Ce credeți că fac eu acum? Mă pregătesc de treabă. Chiar că au rămas în jecuța asta, pe mine nu o să mă doresc. Nu mai vine să dau jos de pe mine. Mi-e cam frig de răcoare, mi-a ieșit încă soarele, ba mânușile. Să adun marfa care eu am, pentru că am vorbit cu oamenii, trebuie să vină să-mi iau marfa. Am și eu niște fierbe aici și am vorbit cu Gianu, cu Maria, vine încoace, dar a zis să-l adun într-un loc, să vedem cât e, vin cu cântarul. A, acolo, cutia, nu mai contează, cât de puțin. Asta e. Trebuie să luăm de aceea, să și facem curată în curte. Da. Am băgat mânușile și nu pot să mai pun, să opresc telefonul, să ajung acolo la loc. Aici ce mai e, ce mai e prin față, pe rampă. Dar cred că nu pot să mai ies cu roaba. De aici, că e locul ca mic. Reșeul ăsta nu mai merge. Dacă nu reparam eu roaba, ce făceam acum? Dacă nu reparam, nu aveam acum cu ce să cade, vedeți? Bine că au reparat-o. Nu cade. Nu știu ce este. Ce o să cred aici? Bine cu mânuș, nu ține și de cald. Facem curat. Cam atât, dar trebuie să vin în față cu el. Am dus roaba, dar nu puteam să și filmez cu mâna. Pentru că roba era cam grea. Am obosit. Numai de atât. Sunt la puțin sufletul. Nu mai vorbiți de Neamișu. Neamișu nu e bun la om. Neamișu s-a dus cu bunica lui Lumina, cu copilul ei. Bunica lui Lumina, mama lui mama sa. La Banat. Nu că e bun, lau sau ceva, sau că nu l-am plătit noi. L-am plătit și noi cât am putut. Mai mult nu puteam. L-am ținut toată vara aici. Lumina s-a dus după copii. S-a dus acolo să aștepte. Mi-e frică cu Leonardo că e cam micuț. Mi-a
acum ne-am mutat aici. Aici mai avem de scos. Trebuie să le dau afară. N-ai ce să faci după ce nu mai aștept. Au zis oamenii să-l scot, să-l vedem cât e, dar nu o să aștept să-l scoată ei. Dar nu mai să vină oamenii. Dacă nu vină oamenii, dar bine că l-adun grămadă. Porțile ăștia nu se deschid mai mult. Acum că facem la mișto, asta fac, nu e vrăjeală, ia. Ce de cineva. M-am încălzit, gata. Așa e cum faci treaba. Trebuia să iau alte haine de mine, dar... Cum să iau repetită. Asta e. Cine să intre aici? Prieteni, scuze, pun un pic de pauză, că trebuie să mă bag acolo. Așa sunt eu. M-am îmbrăcat și eu m-am înșit tot, că am intrat acolo. Și în cap mi-am pus. Am flanelul rupt. Mi s-a rupt flanelul. Păi dacă am făcut efort acolo... Asta e. Am intrat acolo, prieteni, și m-am murdărit tot. Ce să facă? Trebuia să intru să-l scot. Dacă nu are cine să-l scoată. Nu că facem la vrăjeală acum, pe bune. Chiar scot ferul. Să-l dau. Nu e nicio vrăjeală. Dar uite, m-am făcut de furt și am rupt flanelul. Habar nu mai am. Am băgat și l-am scos numai aici, așa ca să pot să-l iau. Ce tare e aici? Trebuie cu mătă. Am distrus și fusta și ăștia nu mai întrebe pentru că am să pleci, am în garaj o grămadă. Nici eu nu am luat lucrurile care trebuie. Nu am luat ce trebuie, mai am să vin pe garaj o grămadă. Asta e grea.
Asta e o țeavă care aveam la apă, sub pământ. Când aveam apa din oraș. Asta cred că trebuie să vină și ea. Vine Jianu ca să o înnoim, să o facem mai mică. Poate să vină mici ăștia ale lor. Chiar să pricepe. Am bântărit și geaca tot. Așa sunt eu. Trebuie după aia când termin cu ferul, mă schimb. La spălat chiar. În fiecare zi spăl de 2-3 ori pe zi, bag mașina. Și la copii și ale mele și spală și lumina la ea pe altă parte, două mașini de spălat mele non-stop. Am obosit un pic. Aștept să vină oamenii ăștia. Am vorbit cu ei. A zis că vine. M-am murdărit, flanelul rupt. Nu știu, cred că l-am rupt acolo unde am intrat sau îmi cer scuze față de voi sau poate că a fost rupt. Nu mai mi-am dat seama. Azi dimineața când m-am îmbrăcat, i-am dus copiii. Bineînțeles că i-am dus cu lumina împreună. Ne-am dus la școală și poate din grabă sau l-am rupt acolo, că am intrat acolo și așa am luat în cap tot. Vă dați seama ce e acolo? Cărămidă de-a veche, n-am mai arătat ce e acolo. De toate sunt acolo. Dar ce nu e? Trebuia scos curat acolo, dar cine să intre acolo să facă curat? Că trebuie să stai numai cu capul în jos, mă doare capul aici așa. Nu facem la vrăjeală pentru ferul ăsta, chiar vreau să-l dau. Nu mai țin din curte. Nu facem pentru filmare, dacă tot am zis că dau ferul, am zis de ce să nu filmez, că mie nu mi-e rușine, că mă fac de râs sau ceva. Asta e. Încerc să aduc groaba. Ca să mătur acolo. Să-l duc tot acolo. Ăsta aici am scos de acolo, de sus, sus cara aia. Să vi le alinduim, una de acolo. Pe rampă mai avem ceva, ceva. Îl iau și pe ăla. Uitați cum i-a ieșit usturoi verde. Vedeți? Ăsta e usturoiul. Iasă din nou. Și ceapă. Și pe aici iasă. Dacă voi vedeți ceapa. A ieșit iarba, am tăiat-o, dar pe ronda degeaba. Acolo mai avem fel. Acolo în colț, vedeți? N-am luat lucrurile ale bune din garaj. Avem lucrurile, țăvile ale bune? Nu. Pentru că ne trebuie și după aia le caut. Am luat și eu ce era mai așa. O să fac curaj pe aici, prin față, da. Să las usturoiul ăsta. A ieșit așa de frumos. Frunzele cad într-una. Cât am aici? Cât o fi? Mașina lui Leo aici. Mai dăm un târcol, dar n-am mai făcut curat, trebuie și ea spălată. Cine se mai duce? De praf pe ea. Da, trebuie la spălătorie. Cine s-o ducă? Era ursul care o mai scotea. Păi ce ce avem? Niște ele care erau în mașină și nu s-au mai pus. Doamne ferește, dacă nu mai e un bărbat aici. Și asta lui ursul. Atâta ține la mașina asta. La roverul lui. Chiar dacă nu merge, dar ține la el, mă. Așa ține el, îl iubește. Îl bagă pe om.
făcute, dar trebuie spălate, făcute. Cine să le facă, Doamne? Cine mai scoate la spălat? Am adunat toate gunoile, iar aceea. Trebuie să le bag în saci. Am golit roaba seara, era o roabă, așa cum era ruptă. Și ar trebui să golim roaba, ca să o repar. Și am golit jos până iau saci, când am saci. Să adun și frunzele astea. E și asta murdară rău. Dar și aia lui Leo e mai de tot. Trebuie scoasă, curățată, spălată, acoperită cu foaia acoperată. De unde? Cine s-o scoată? Alin cu mine acasă, nu are timp. Să mai spun. A rămas în părăsie. Iau măcura de acolo ca să iau rujina aia ce-a căzut, mi s-a format și părul și tot. Obosesc foarte repede de la glandă. De la glandă, de la țigări, de la toate, se adună. Eu obosesc așa. Am luat și mătura și furașcă. La bucătărie n-am făcut nimic. De când sunt așa, sunt întărătată cu ferul, cu ăștia. Am zis să semin întâi cu ferul, să vină copiii acasă, apoi vedem ce facem noi mâncărică la copii. Dar cred că vin oamenii ăștia până la urmă. Jean. Gata, a venit doamna. Veni după fier. Doamna Maria. Da. Maria. Da, Maria. Hai după fier. Ce fier mai ai? Uite ce cerce are Maria. Lanțe. De la cine l-ai primit cadou? Cadou? Cadou de la băbatul meu, de la Jean. De la Jean? Da. Stai să le... O, mă, Doamne, ce frumoase sunt, să le por sănătoasă. Și mai ta. S-a lungit urechile, ți le-a făcut? Mă doare urechile. Ha? Nu pot. Sunt grele? Da. Batia nu e bună. Să dăm și la... Poți să... Ha? Zic să nu dăm, că e nouă, e al ursul. E al ursul, încarcă și o pune la robă când o veni. N-are rost să dăm bateria. Nu, dai. Și mai am pe rampă, mai am pe rampă. Adunai și eu acolo, mă băgai sus, care, uite, țava aia lungă. Mai am pe rampă câteva. Acum am schimbat. Mi-am băgat și acolo la spălat, fusta. Și acolo, ăștia trebuia să iau haine de ăștia pe acasă când am făcut treabă la fier. Și eu am făcut cu geaca care mergeam cu ea în oraș, am făcut la fier. Hai că îl aduce și pe ăla.